Europa Park în Germania, dar că tu e posibil să nu te duci din cauza acestei Vedem cum evoluează lucrurile. Da? Ce operație? E o operație de chirurgie plastică, în adevăratul sens al cuvântului, pe care o voi... Nu mă tunez, sunt tunată de mult. M-a tunat. M-a tunat și m-a fulgerat. De tunez. Nici măcar. Nu, nu e o operație la sâni. E la sâni? Nu. A, nu e la sâni. Nu, e o operație pe care trebuie să o fac din motive medicale, nu neapărat estetice. Dar numai te întreb și eu ca Silviu. Trebuia neapărat în vacanță să o faci? Păi da, pentru că e o operație foarte grea și va trebui după aceea o lungă perioadă să am o foarte mare grijă de mine. Înțelegi? Deci nu puteam... Și e o urgență? Am vrut să mă, e o urgență medicală, am vrut să mă operez în timpul programului. Am vorbit cu șefii, mi-au spus că îmi lasă liber 2-3 zile, dar nu se poate. Doctorul m-a refuzat, doctorul Florin Jurable, la care mă voi opera, a refuzat ideea asta. A spus, e undeva în zona feței? Nu, e undeva în zona burții, ca să fim mai exact. Și vrei să recuperezi în timpul vacanței? Nu, doctorul Jurable a zis, exclus să te întorci înapoi la program. Am fost la tine la emisiune, am văzut ce se întâmplă acolo. Este, e balamuc, sunt microbi, e destul de cald, n-ai voie în căldură, n-ai voie în agitație. Dacă vrei să iasă bine și așa, trebuie după aceea să ai grijă de tine. Este normal și ia toate măsurile de precauție. Și ce perioadă ți-a zis de recuperare? Vedem în funcție de cum evoluează lucrurile. În principiu ar fi vorba de 10 zile, 2 săptămâni. Depinde și din astea 4 săptămâni cât avem noi vacanță, nu se poate încadra să te duci și în vacanță cu copiii? Se poate încadra să merg și într-o parte a vacanței cu copiii, dar pentru că în luna august am programat deja mai multe plecări, în mod sigur, într-una din plecări o să plece soțul meu singur cu copiii, n-am nicio emoție, copiii își doresc foarte mult ferește, să ajungă la acest parc pentru copii. Sau începe iar bala mă Sper să înțeleagă lucrurile astea, știe și el foarte bine despre ce e vorba. Mi-e jenă să spun la televizor, înțelegi? Credeți-mă, nu e o chestie pe care o fac așa doar de amorul artei ca să arăt mai bine. Nu e ca să arăt mai bine. E pentru că altfel există niște riscuri medicale, ca să înțeleagă lumea, pot face oricând ocluzie intestinală, de altfel, de mâine voi fi obligată să port un corset medicinal, tocmai ca să evităm lucrurile astea care au început deja să se... Am niște probleme, da. Ca să evităm alte riscuri până la sfârșitul sezonului, de mâine doctorul mi-a spus clar că mă bag în corset. Înțelegi? Și atunci va trebui și după postoperator să fiu foarte precaută. N-am voie să mă ridic, n-am voie câteva zile să fac mișcări. Da, să... eu înțeleg ce spui și e normal în meseria asta. Avem o singură lună vacanță pe an. Nu că ar fi puțin față de alții, Doamne ferește, dar nici foarte mult vis-a-vis de stres. Dar mă surprinde că Silviu nu înțelege... Lucrând, atât, lucrând în domeniul ăsta, adică a fost până la urmă primul mogul de presă, de ar putea să aibă mai multă toleranță la genul ăsta. Probabil de... își dorește foarte mult să mergem împreună în această vacanță. Cu siguranță, dacă va fi posibil și dacă doctorul îmi va da voie, voi merge împreună cu ei în vacanță. Dacă doctorul o să spună nu e cazul, rămâi la pat, voi rămâne la pat. Dar vacanța înseamnă doar această deplasare în Germania? Nu, mai există sau... o deplasare în Bulgaria. Da, și pe aici locul nu se poate. Vedem, nu la știu, mare, adică nu repet, e atât de rău. Depinde de starea mea de evoluție. E simplu. Nu deci, putem cu un să pic facem de înțelegere, puteți pleca tot. Nu putem să facem acum previziuni pentru că nu știm cum vor evolua lucrurile. Dar sunt convinsă că o să fie bine, adică de crăpat nu o să crăp. Nu, Doamne ferește. Nu, dar ești convinsă că o să fie bine și din punct de vedere al liniștii în familie? Că eu aici nu mai sunt convinsă. Păi n-are de ce să nu fie, pentru că trebuie să fac această operație. Intru din nou în alt sezon și e clar că nu voi mai putea atunci să fac această intervenție și atunci... Nici în pauza de Crăciun, că e prea scurtă, nu, și atunci deci trebuie să amân cu un an. Este aceasta, n-am cum să amân un an, pentru că un există an, niște riscuri medicale destul de mari, înțelegi? Adică mă poate lua oricând, Doamne ferește, salvarea din platou sau de acasă sau... Și atunci, ca să evităm complicațiile care pot apărea, prefer să mă operez acum și este absolut normal. Și cred că e o decizie de bun simț. Asta, operația, trebuie să iasă. Și nu mă îndoiesc că o să iasă și să dea Dumnezeu să ai și